Salut și bine ați revenit pe canal! Numele meu este Alina și pentru astăzi v-am pregătit acest machiaj dramatic, de seară, cu mov și cu albastru. Dacă vă place și vă interesează, vă invit să mă urmăriți în continuare. Încep machiajul de astăzi folosindu-mă de aceeași bază Paint Pot de la MAC. De această dată vreau să încep cu machiajul în partea de jos, dar voi aplica bază și pe partea superioară. Iau această pudră compactă de la NARS și setez baza. Iau un creion maro de la Essence și aplic undeva în această parte. După asta iau o pensulă curată și încep să trag produsul în jos. Iau paleta T19 de la Atelier Paris și mă folosesc de această nuanță. Mai departe, iau aceeași nuanță și folosindu-mă de o pensulă mai mică pentru detalii, voi crea undeva în această zonă pliul pleoapei, pun nuanța și o trag către exterior. Iau o pensulă mare de blending, puțin din acest far de tranziție și blenduiesc produsul. Iau o pensulă curată de blending, de această dată puțin mai mică, aceeași nuanță din paleta T19 și adaug culoare până consider că este suficient de intens machiajul. Mai departe, voi folosi cea mai închisă nuanță din paleta T19, și anume această nuanță, și o voi pune în pliul pleoapei. Voi încerca să păstrez cât mai jos posibil această nuanță, pentru că nu-mi doresc să ajungă prea sus. Voi adăuga aceeași nuanță și la baza genelor inferioare. Mie îmi place foarte mult cum se vede deja acest machiaj. Sper că este și pe placul vostru. Iau această nuanță de negru din paleta de la Makeup Geek, o pensulă mică pentru detalii și voi adăuga acest negru la baza genelor inferioare. Mai departe iau acest creion de la NYX Jumbo Eye Pencil în nuanța Electric Blue și aplic puțin produs pe această zonă. Mai departe o să iau pigmentul 117 de la Inglot și peste creionul pus anterior NYX Jumbo Eye Pencil. Mai departe iau aceeași pensulă pentru detalii și nuanța aceasta de la Atelier Paris și pierd puțin produsul în pigmentul pus anterior. Paleta T22 o să iau această nuanță de negru, o pensulă plată și adaug produsul undeva în această zonă. Ah, ce-mi place cum arată! Iau această nuanță din paleta T19 și o adaug undeva în această zonă. Iau același creion Jumbo de la NYX și îl aplic undeva la baza genelor superioare.
puțin pigmentul 117 de la Inglot. Iar după asta iau eyelinerul gel 94 de la Inglot, care arată cam așa. Și îl aplic undeva pe piapă. Iau pigmentul MAC Blue Brown AC5. Este un pigment duochrom. Deci depinde din ce parte bate lumina, cam asta se și vede. Completez cu puțin negru la baza genelor superioare. Mă ajut de acest rimel Paradise Ecstatic de la L'Oreal și o să îmi rimelez genele de jos. Iau apa micelară bifazică de la L'Oreal, o agit și o să curăț toată zona de sub ochi, zona murdară cu fard, cu pigment, care necesită a fi îndepărtată. Vreau să știți că înainte să îmi fac machiajul, mi-am exfoliat fața. Va urma să-mi aplic o cremă și voi folosi o cremă super hidratantă, se numește Embryolisse și este o cremă fabricată în Franța și mare parte numai în Franța se găsește. Le crem concentre, aplic pe toată fața, mai puțin pe frunte, aici decât puțin de tot. Această cremă este considerată a fi crema make-up artiștilor, deoarece este foarte bună, reacționează foarte bine cu acele tenuri foarte uscate și instantaneu tenul devine foarte mătăsos și fin și foarte hidratat. Mai departe voi folosi această bază de la Make Up For Ever. Este o bază pentru tenul uscat. Nu aplic mult, ceva de genul acesta. Pentru astăzi m-am hotărât să folosesc fondurile ten de la MAC și anume Studio Fix Fluid NC15, N4 și NC40 și voi combina ceva să văd ce o să iasă. Iau fundul de ten cu această penzulă. Mi se pare că este este mai închis nuanța fondului de ten, așa că o să mai adaug puțin să o deschid. Mi se pare că acest fond de ten reacționează foarte bine cu tenul meu când este bine hidratat. Acest fond de ten are o acoperire medie spre mare, aș spune. V-am mai spus, dar nu știu dacă toată lumea a fost pe fază, începând cu luna octombrie, se găsesc produse MAC și online în România, așa că dacă sunteți curioși ce anume mai au pe stoc, sau dacă doriți să vă recumpărați produsul favorit, intrați pe www.maccosmetics.ro și nu vă faceți griji că sunt produse 100% originale. Este site-ul lor oficial în România. Mai departe voi folosi un anticiarcăn, corector, iluminator. Mai departe voi folosi această pudră translucidă compactă de la NARS.
pe toată fața și sub ochi la cearcăne. După ce mi-am conturat fața și mi-am aplicat un blush, voi folosi această paletă de la L'Oreal. Este o paletă de iluminatoare și din câte știu eu nu a apărut încă pe piață. Însă atunci când am fost în București am primit o cadou din partea lor și vreau să vă arăt și vouă cum se prezintă. Arată ceva de genul acesta, sunt niște nuanțe superbe și cred eu că voi folosi această nuanță șampanie. Și pentru că am uitat o pensulă, voi folosi degetul. Produsul este foarte pigmentat. Voi folosi puțin iluminator și pe arcul lui Cupidon. Mai departe, o să iau acest creion de buze. Cred că se numește 630 Beige Anu. Este de la L'Oreal Paris. Și o să îmi conturez puțin buzele cu el. O să iau rujul meu preferat, și anume Rimmel London nuanța 210. Așa. Și pentru că n-am folosit de mult acest ruj și pentru că este preferatul meu, o să-l folosesc astăzi. Cum să nu-l iubesc când arată așa de bine? Este rujul meu favorit, preferat, îl iubesc și nu-l aș da pentru nimic în lume și pe deasupra mai și costă puțin. Puțin peste 20 de lei. Iar în final, voi lua acest produs, un spray de fixare, Skindinavia, îl agit și îl aplic pe toată suprafața pielii. După cum ați văzut, nu mi-am aplicat nimic pe sprâncene. Le-am lăsat naturale, decât le-am pieptănat puțin, asta pentru că îmi plac așa mai naturale. Și cam asta a fost tot. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sper că v-a plăcut și ne revedem într-un clip viitor cu un alt subiect, poate. Dacă aveți sugestii, nu uitați să mi le scrieți, să vă abonați, pentru că suntem deja 4.000 și vă mulțumesc tare frumos și vă iubesc. Pa, pa, pa!